Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Firiță Carp și Sorin Frăsilă, operatorul de imagine. Suntem oaspeții doamnei doctor Ana Maria Bucur, pe numele de medic și de persoană oficială, pe numele de prieten Anca, de prieten și de poet. Suntem la Mangalia, într-un loc unde se oferă sănătate. Puteam să inaugurăm chiar o emisiune nouă la Un ceai cu sănătate. Anca ne-a servit cu un ceai, iar eu trebuie să recunosc de câte ori am dureri care se pot trata cu căldura inimii, trec pe la prietena noastră, poetă și medic de familie. Te rugăm frumos să ne spui ce faci concret aici unde ne-ai primit în ospeție. Bună ziua, vă salut! Aici este stare bună. Așa se numește cabinetul medical care în acest an împlinește 25 de ani de când s-a înființat. Și numele acesta de stare bună este pentru că dorim ca toți cei care ne trec pragul să aibă această stare pe toate planurile, fizic, în primul rând, psihic și de ce nu emoțional. Și evident că dacă ei, pacienții noștri, au starea bună, și noi indirect vom avea stare bună. Pentru că nu ne referim strict la partea financiară, ci ne referim exact ceea ce ai spus adineauri, la partea care are aici centru energetic. Și le-am spus și asistentelor mele, cu mulți ani în urmă, și din când în când repet, cel care vine aici nu vine bucuros. Nici nu-i nuntă, nici nu-i botez. N-are motive ca să râdă. Și atunci noi avem nobila obligație de a zâmbi. Zâmbetul nu costă, însă zâmbetul îți poate face mai ușor comunicarea să o ai, îți poate face mai ușor empatia să o ai și îți poate face mai ușor să ai acel fior micuț care te face ca atunci când pune mâna pe tine cineva care zâmbește, să simți că are dreptate, că te poate ajuta. Pentru că tu când vii la medic, vii cumva depersonalizat și ai nevoie de ajutor. Suntem aici ca să dăm ajutor. Da. Ca un poet vorbești. Hop! Câteva cărți de versuri le știu eu, sunt câteva și aici, le știam, dar uite că avem și câteva de medicină, de specialitate. Pasta o știam. Turmalina pentru sănătate, un secret bine păstrat, și Ganoderma lucidum. Dar eu pe doamna doctor o cunosc mai mult din colaborarea la Detectiv Cultural. Aș putea spune că face parte din familie. Cele mai recente două numere le-am adus acum, are în fiecare, despre Tusea de dimineață, despre Vinul Roșu și Afrodita. Și sunt articole Afrodita, foarte interesante. Cred că Afrodita iubea și ciocolata și vinul roșu. Eu cred că va fi o abundență de bolnavi închipuiți aici să vadă cum e cu Afrodita și vinul roșu. Le dau să citească. Eu am profitat și de faptul că suntem în zonă și dacă tot scriem la revistă și scriem și cărți, hai să și vorbim. Telemoldova Plus este un post național, de anul trecut este audiență națională și în Republica Moldova dinainte. Și eu sunt foarte bucuros să găsesc pe canalul 33 și aici la Moldova și să primesc chiar la Moldova, la Mangalia. Am avut un oaspete, a plecat acum câteva trei zile, și din Uzbekistan. Am văzut. Sherzod Artikov. Și cred că la unul să învețe românește. Toate le știa, toate vrea să le afle și zicea Mangalia sau Mangalia? Mangalia. Ca Mongolia. Aha. Și
mă rog, o mulțime de lucruri de astea vesele, mereu își făcea bagajul ca și cum ar pleca definitiv dintr-un loc, a fost obișnuit să plece în multe locuri prin țară, că l-au plimbat prieteni de-ai mei. Și asta e povestea cu Mangalia pe scurt, că am învățat și despre Mangalia și deja știa la stânga, la dreapta, știa firiță, carp clar, știa pe 3-4 dintre cei cu care a interacționat la, în tabăra de creație de unde ne-am întors și aici. Da. Da, să nu vorbesc eu mai mult decât trebuie, că am venit la oricum, eu știu că tu vorbești foarte mult și vorbești și foarte bine. Ai și, da, scriu mult mai bine, dar nu ai pot și tot timpul. O voce plăcută care sigur, merge la orice înregistrare. Mulțumesc pentru laudă. Hai că totuși să întreb o curiozitate pe care aveam mai de mult. Între medicina asta pe care o propui clasică și, este această, să zicem. Așa, da? Și leacurile pe care le promovezi. Și, nu există o incompatibilitate. Nu există și nici nu vreau să întreb în care ai mai multă încredere. Dar de unde vine în crederea în aceste ceaiuri? Eu știu când am mai fost că aveai și niște turmeric sau din turmeric câte ceva produse care, nu mai știu dacă acum mai, dar știu că te-a preocupat prea mult lucrul ăsta. Ai fost și în China, poți să ne povestești puțin de ce experiențe din, sau n-ai mai ajuns în China? În China am fost în 2008. Acolo am stat o lună la niște prieteni. Am văzut ceva interesant, am văzut o altă lume și ceea ce a fost pentru mine șocant, nu am văzut oameni grași. Atunci, în 2008, nu erau oameni grași. Foarte interesant. Într-o lună a văzut un singur om, un pic obez, nu ca la noi, un pic, într-un aeroport. Poate că muncea în altă parte. Însă, în momentul în care am văzut că și la ei încep să apară KFC-urile, McDonald's și așa, și în momentul în care am văzut în interior tineri stând la masă și cu telefonul, atunci când faci așa, creierul nu mai înțelege, vede aici ceva și primește mâncare, nu este hotărât ce are de făcut, vizualizarea este mai puternică decât ingerarea și atunci nu înțelege că îi se dă ceva care îl ajută să trăiască. Deci centrul foamei nu este potolit, centrul sațietății nu este potolit și atunci acești copii vor ajunge obezi. De ce? Pentru că stau în telefon și așa, nu realizează că atunci când mănânci, chiar trebuie să fie ca o mică rugăciune. Să stai tu cu tine și mâncarea. Da, e. Cam așa, cam așa ar trebui. Iar cât privește dorința mea de a promova terapiile complementare, acest lucru se poate vedea la mulți colegi de-ai mei, deoarece toată lumea înțelege că o chimicalizare excesivă a corpului uman n-are cum să fie benefică. Ceea ce numim noi detoxifiere, de fapt este o îndepărtare a unor substanțe care au rezultat dintr-un proces fiziologic normal și de care corpul nu mai are nevoie. Atâta că unii o fac cu ușurință și alții nu mai poate corpul lor să o facă. Și atunci când corpul lor nu mai poate să facă detoxifierea, chiar au nevoie de ajutor. Iar apropo de cărți, această carte am scris-o la îndemnul unei prietene. Când a apărut? Habar nu aveam că aș fi în stare să scriu ceva. Am zis, nici într-un caz nu pot să fac eu așa ceva. Eu sunt medic, cum să scriu eu asta? Și este apărută în 2009, dacă nu mă înșel. Are 13 ani. La un an după China. Da. Pentru că acolo aceste folosesc lucruri, aceste remedii sunt folosite, da. Și e interesant, de exemplu, că un terapeut, fitoterapeut, este văzut sau ca și rang, este superior unui acupunctorist.
Adică, și ei sunt foarte buni la acum. Da, da, niște fraieri care practică acupunctura de vreo 5.000 de ani, dar nu știu de ce. Da, nu cred. Au și rezultate. Acolo știi bine. Că înainte chinezul acupuncturist era plătit cât timp era familia sănătoasă. Când cineva din familie se îmbolnăvea, medicul nu mai primea bani. Pentru ce vrei să spui n-am pentru fost noi? În stare să mențină sănătatea familiei. E cu o totul propunere altfel. Bună și pentru România. Da, e cu totul altfel decât la noi. Da. Bună. Iar remediile acestea naturale, că sunt cristale, cum e turmalina, de exemplu, că sunt plante sau că sunt ceva care e la între regnuri, cum este Ganoderma, de exemplu, care este ceva între ciupercă și lichen, da? Cumva între regnuri. Sau că este Cordyceps, care e iarăși ceva... M-am uitat și am văzut câteva fotografii sunt, și... Sunt niște, niște minuni cu care noi suntem contemporani și pe care le ignorăm din... Din necunoaștere. Necunoaștere. Sau din, din necunoaștere. Uneori, lipsa. Pur și simplu, dintr-o respingere, pentru că nu sunt promovate pe canale media, de exemplu. Da. Uite că noi facem acum, da. Fără să ne fi gândit o mică promovare. Sau pentru că, da, sau pentru că, vezi tu, atunci când noi învățăm în facultate, facem farmacologie, fiziologie, fiziopatologie, medicină legală și tot felul de... Însă catedre care să predea despre plante, despre... încă nu sunt. Sunt o mulțime de medici care acum se luptă ca să se înființeze aceste catedre și să se predea despre beneficiile, glumesc, ale mușețelului, da? Ale sunătoarei, da. Și așa mai departe. Da, uite că da. Mușețelul nu prea am mai văzut, deși eu mai merg și mai da. Bat câmpii. Da. Mușețelul când bați sau... câmpii trebuie în luna iunie. În luna iunie. Să... O să mai ținem legătura și poate mea. Da, ne-am văzut mai rar în ultima perioadă, da. În vremurile mai calde, mai bune, că întotdeauna a trecut a fost mai bun. Sau așa... Dar știi ce este interesant? Atunci când trăim trecutul, atunci, în acel trecut, niciodată n-am spus că el este mai bun. Mi-am adus aminte că am avut o invitată din Italia, poetă foarte bună, da. Mirela Ionuș Dinga, și a venit bolnavă aici, bolnavă. Nu știu ce ai făcut tu și cu soțul tău, Sandu, și... Așa că a plecat sănătoasă spre Italia. Din Italia a venit și... Noi suntem bucuroși când avem din, așa rezultate, da. Din fericire pentru mine și pentru voi, eu mă simt bine în preajma ta, nu trebuie să fiu tratat decât cu un ceai. Ce legătură ai putea găsi între literatură, mă rog, poezie, că poezie scrie asta de specialitate, și tratamentele astea complementare? Eu auzit, mi se pare că subtil lucrează o conexiune de cele două chestii. Probabil că sufletul trebuie să fie pregătit pentru a oferi tratament complementar, dar poate și primi. Cred că nu toți medicii au încredere în tratamente complementare. Sau eu știu, poate au, dar... Știi ce este interesant? Sunt, de exemplu, sunt colegi care spun, sunt niște prostii acestea. Nu... Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu cineva din familia lor și medicația clasică nu a dat rezultate, apelează la aceste, să le numim suplimente. Suplimente. Suplimente nutritive sau suplimente nutriționale. Apelează la acestea pentru că e vorba de cineva din familie. Da? Altfel, desconsideră. Da. Nu este cazul să fim atât de drastici sau să fim atât de în tabere respingători da, să fim în tabere așa, ci, antagoniste da, ci cred că nu este o barieră ci asta, terapia clasică acționează pe forma acută sau pe partea chirurgicală, nu o să ți rezolve un chis dermoid cu fitoterapie, aia trebuie îndepărtat chirurgical, etc. Însă, pentru că m-ai întrebat și de versuri,
Versul. Poate ai curaj să ne citești ceva, nu ne-am Da, deci n-am eu zis. Sunt un om foarte curajos. Ceva sunt un om foarte curajos, să știi, da. Bine, poate găsești un poezie, și de altfel, și de altfel nu prea îmi plac oamenii cu minți, vezi? Da, cu mințenia nu e întotdeauna da, prea și, bună. Ziceam despre versuri, pur și simplu, am început să le visez. Ceea ce e într-un fel caragios. Și chiar nici nu m-am gândit să le scriu. Din cauza stării bune. Da, pentru că ziceam, vin și pleacă. Deci vin și pleacă, sunt ale universului, ce treabă au ele cu mine. Da? Rimele și da, toate așa, astea. Da, ale universului sunt. Da. Și totuși când am văzut că în decurs de câteva luni se repetă acest fenomen, să spun, mai zic, hai să le notez, cât de cât să notez versurile acestea. Și s-au înșirat pe hârtie și atunci au apărut sub forma cărților și uite, o să citesc câteva da, versuri. Așa, asta... până găsești, poate te mai întreb da? câte ceva, da. Vom deschide și acolo unde da. Se enumerește da. Acolo, da? Da, nu știu, știam alte, pe astea nu le știam. Nimica. Alte cărți pe care le-am citit cu plăcere, poezia ta are o suavitate și o sinceritate care te bucură, chiar dacă nu ești mare amator de poezie, ia curge, Lina, așa, poate că de-aia te cheamă bucur să, poate. Să ne bucuri. Ai găsit deja? Unde am deschis, acolo unde am deschis. Tocmai că vorbisem de trecut. Și această poezie are titlul Trecutul încă netrecut. Da. Trecutul încă nu trecuse de tot, iar viitorul cuantic nu-i permisese întoarcerea, adică ieșirea experimentală din marele lot, așa încât trecutului nu i-a mai rămas decât să se așeze la coadă, așteptând ca cererea ei să fie aprobată. Nu voia nimic extravagant, pur și simplu dorea odihna pe o coastă de deal sau într-un șanț lângă restaurant. Voia să-și potolească tahicardia extraventriculară, să-i treacă zbaterea sentimentală, voia să-i acorde un surâs obosit de-a vieții școală, în clipa în care întoarcerea i-ar fi spus, în fine, te-am regăsit. Foarte frumos. A fost o idee bună să citim și o poezie, deși nici eu nu mă așteptam să ajungem la poezie, pentru că poezie și ceea ce facem noi acum, așa, întâlnirea asta, aș fi fost curios să știu, în general, așa că și eu am medic de familie și nu-l prea deranjez, poate că ar trebui. Ia de vezină. Ce deranjează cel mai mult din partea pacienților un medic de familie care vrea să fie apropiat, să fie, să-și facă ce, cu ce probleme sunt, ca să știu să nu greșesc. Da? Că vreau să mă duc la medicul meu de familie din București, dar n-am fost de câțiva ani, am avut acum 2 ani nevoie de o trimitere pentru analize medicale undeva de șofer și am sunat și m-a rezolvat doamna doctor, o să merg să-i mulțumesc. Iată. Cred că este interesant că medicul de familie este privit uneori ca secretara altui medic de o altă specialitate. Foarte bună observația asta. Când pacientul înțelege că medicul de familie chiar este medic, chiar a terminat medicina și chiar trebuie să îl consulte ca să-i dea o trimitere la cardiolog sau la dermatolog. Aici, în cabinetul medicului de familie, nu ne aflăm nici la un mol, nici la un aprozar, unde să vină și să spună, dă-mi tu, medicule de familie, 1 kilogram de bilete de trimitere către cardiolog și dermatolog, de exemplu, sau către laborator, că veni vorba. După cum nu poate să-i spună, dacă este un om care gândește, am fost în urgență acum 2 zile, mi-au dat rețeta și am venit la dumneavoastră să mi-o transcrieți. Pardon? Da, nu prea e frumos. Facem secretariat? Nu.
Pot eu să-ți transcriu rețeta unui coleg care te-a văzut acum 2 zile? Tu în 2 zile nu ți-ai luat tratamentul? Pentru că rețeta nu era cu reducere? Da. Da? Sunt multe lucruri așa care par caragioase, dar care de fapt sunt fundamentale. Da, în această relație medic-pacient este sufletul medicului și uneori impertinența pacientului. El dorește să-și rezolve problema. Problema lui e mai interesantă și mai aprigă decât a celorlalți de pe sală. Și atunci? De asta medicul face acel triaj al posibilităților grave pe care le are, da? În față. Pentru că îți pot da un exemplu, da? În urmă cu ani, la intrarea în cabinet, soțul asistentei care era de serviciu urca treptele. Eu eram întâmplător, că era într-o sâmbătă, eram întâmplător la cabinet că am venit să iau ceva și când l-am văzut, n-am știut cum să-i spun asistentei, știi, soțul tău tot mai face un infarct. Aoleu. L-am chemat în acest cabinet, asistenta lucra în cabinetul de alături, i-am zis, vină cu electrocardiograful, că am pe cineva care are nevoie să-i... Da, să vină la mine. Nu, deja stă pe pat, vină tu cu aparatul. În cabinetul de vis-a-vis era doamna doctor medic cardiolog care venise din Constanța și avea... Ori aici, da, program. Colaborarea. Văd electrocardiograma. Îi spun doamnei doctor, doamna doctor, în cabinetul de alături este cineva care face un infarct. Am văzut imediat zâmbetul doamnei doctor, că adică ce știi tu, măi, medicule de familie, așa. Îi arăt electrocardiograma, se uită, nu-i vine a crede, vine, consultă pe soțul asistente, care între timp era... Tot mai rău. Da. Și am chemat ambulanța și a venit elicopterul, l-a luat din curtea spitalului. Da? Deci medicul de familie știe medicină. Medicul de familie chiar te poate ajuta. Dar tu, dragul meu pacient, vrei să ajungi neapărat și musai într-un loc. De acord. Dar întâi lasă-mă să te consult. Ca să văd dacă locul acela unde îți vine ție să te duci e chiar cel potrivit. Sau poate trebuie să ajungi în altă parte. Sau nu trebuie să pleci de aici în alt loc. Faci tratamentul. E atât de simplu. Între medici, nu numai de familie, în general, între medici, sunt orgolii ca între creatori de literatură? N-aș crede că sunt orgolii. Așa. Deci că ăla îmi place, e chirurg, să cred, că ăla îmi place e... să cred că nu sunt orgolii. Treaba fiecăruia. Eu am învățat ceva. Dacă nu pot să vorbesc de bine pe cineva, nu vorbesc. Da? În viață e foarte simplu să arunci cu nisip, cu noroi, să împroști, să... E foarte simplu. Exact ca, știi, era o, nu știu ce, o povestioară cu cineva care a spus o răutate, să spunem, și apoi se duce la, da, la mentor și spune, îmi pare rău, am spus răutatea asta, ce să fac? A, ce, n-ai nimic de făcut, ia o pernă. Pernă? Zice, ce să fac cu perna? Păi ia o pernă așa și hai cu mine. Și s-a urcat pe casă, a desfăcut perna și fulgii s-au împrăștiat și a spus, acum gândește-te dacă putem aduna fulgii ca să facem perna. Răutatea ta este fulgul care a zburat. Da, e o parabolă foarte frumoasă. Da. Spuneai mai devreme că medicul de familie nu e un secretar. Nu e către alți medici, alți specialiști. Da, niciunul indiscep. Perceperea este cam așa, da, cred și eu, dar medicul de pacientul ăsta e. Ne informăm, întrebăm cum să facem, să fim politicoși, să ne ducem cât mai rar, să fim sănătoși. Dar medicul de familie și el poate ar trebui să încerce mai mult pentru a trece pragul de la percepția de secretar. Cred, da, că nu medicul cred de familie... Adică nu e să criticăm, că am nu, zis, dar cred că medicul de familie nu iese în mass media să se laude, să se bată cu pumnul în piept. Își vede de treaba lui. Și treaba nu e simplă. Are un minim de 20 de oameni pe zi pe care îi vede. Uneori sunt 30. Da? Cam
Deci volumul de lucru... Atât de mult? Volumul de lucru este mare. Medicul de familie nu prea are timp să, da, să stea în fața... Știu că și noi am căutat... Da? Deci noi ne-am făcut acest timpul acesta... Exact. Luăm din... Nu, dar acum nu avem pacienți. Da, punând pacienții în alte ore. Acum da. Această oră este dedicată vouă. Da. Dacă atunci când e vorba de sănătate, e ca și cum ai vedea salvarea, trebuie să dai la o parte. Dacă auzi că e vorba de sănătatea cuiva, pur și simplu... Sau când vezi o graviduță. Da, păi, da. Deci hai să băgăm gravida înăuntru întâi și să o consult. Nu că eu eram înaintea ei, da, chiar așa. Da. Lumea nu mai are răbdare. Lumea e tot timpul pe fugă, plus că există domnul doctor Google, l-ai cunoscut? Nu. Pe internet? Nu. Ah, Google, știam de la, Marian Google. Da, deci, da. Îți mai spun o da. Chestie drăguță, da? Adevărul că, da. Deci, consultam... o doamnă, îi dau tratamentul, nu era ceva mare lucru, ceva digestiv. Ea, pentru că mai lua și o altă medicație, se scoală, se îmbracă în sfârșit și îmi spune: doamna doctor, dar ce mi-ați dat, nu o să-mi facă rău? Ce-ți dai seama că eu, care și sunt o fire relativ așa vulcanică, da, să zicem, da, când am auzit că să nu-i se facă, doamnă, zic, da, dumneavoastră, zic, unde ați venit? Păi zice, la medic. Ei, cum puteți să întrebați că medicul vă dă ceva care v-ar face rău? Doamna doctor, nu vă supărați, lăsați că citesc eu pe Google, nu vă supărați, plec, plec. Bun. E bună. Deci astea sunt naturale întâmplări din cabinet, da? Cunosc un prieten care a mers la... un prieten doctor l-am dus și i-a dat tratament ceva și a mai trecut ce a făcut. Dom'le, parcă tot nu mă simt bine. Dar ai terminat un circ? Că nu, că nu le-am luat. Păi mie mi-e rușine să-l mai întreb pe doctorul, lasă-mă să se ducă singur. Dacă te duci la doctor, trebuie să ai în primul rând încredere. Poate da. Și puțină răbdare, nu? E ca, ca o credință, ca o... Da, sau uite, ca... când văd pe cineva, dau cu o durere de șale, unice, da, popular. Bun, îi dau tratamentul, că este injectabil sau că este pe tablete, dar zic, uite, v-ar merge... niște ventuze, bine. Vreți să punem ventuze? Da, păi nu mai punea bunica și nu știu ce. Dacă vreți, mergem în cabinetul alăturat, vă pun ventuzele, vă ușurează durerea, mai veniți poate și peste o zi și se rezolvă extern. E mult mai ușor și mult mai bine pentru noi, ca oameni, să rezolvăm extern decât să tot înghițim. Că atunci când înghițim, pe loturile pe care s-au făcut cercetări, s-au obținut aceste rezultate, statistic vorbind, sunt acestea. Dar știm noi, de fapt, dacă ne încadrăm în aia 80-90%? Dacă suntem în partea cealaltă, procentual vorbind. Știm noi exact ce se întâmplă înăuntru? Da, eu am uitat, poate 2 ani în urmă, ai scris despre ventuze la noi în revistă. Și da, îl da. Serveam cu o porție de ventuze, că el a venit la techer, eu crezând că e cald. Și a, acum, da? Da, e, glumesc, nu e, are probleme cu spatele, o să... altă dată. Mai venim noi pe aici acum să... Deci dacă rămâne acum, mai facem ședința de ventuze. Astăzi da? Nu poate cât că mai avem. Cea, cât băi tu ceaiul, da. El stă cu ventuzele. Da, da, da a prins da. Încredere. El a venit special pentru... Da. Nu, aș mai vrea să întreb un lucru, nu o curiozitate a mea, o curiozitate pe care cred că o au... toți oamenii care se gândesc și la ceilalți, și cum e cu doctorul, și cum e cu banii, în afară de turbulența sau pe care o produce pacientul, că unul e mai așa, unul e mai așa, cu ce se mai confruntă medicul de familie în munca asta, care el trebuie să demonstreze aproape mereu că nu e un simplu secretar între pacient și doctorii? Da. Adevărat. Medicul de familie, niște, din partea autorităților, din partea statului, există sprijin? Ar putea să se facă ceva? Cam la asta ar bate întrebarea mea, cam spre asta. Întrebarea ta este cam bătătoare, da. De. Este ceva ce, sincer, nu cred că se poate rezolva. Nu cred.
Pentru că introducerea sistemului informatic unic centralizat îngreuiază foarte mult rezolvările efective, medicale. Acesta, de exemplu, nu merge de aproape o lună. Da? Parcă mergea când am venit. Nu. Nu merge sistemul, că merge computerul meu, e altceva. Da. Deci sistemul informatic nu funcționează. Da, am văzut, totul ce este, este offline. Transmitem rețete. Deci nu puteți... Nu. Deci, da. Banii pe luna august, de exemplu, am primit 30%, dar personalul meu trebuie să primească întreaga asistență. Mm-hmm. Și atunci asistență, mă refer, materială, da? Deci salariile trebuie să fie plătite 100%, chiar dacă noi am primit doar 30% de la casa de asigurări. Asta e situația. Vrei să demarezi ceva, ți este teamă. Pur și simplu ți este teamă, pentru că, uite, îți dau un exemplu. Azi am primit un telefon de la casa de asigurări. Sunt doctorița acutare, am văzut rețetele dumneavoastră pentru cineva, am întrebat numele, am aflat numele. Protocolul spunea că dumneavoastră nu trebuie să-i dați un medicament. Da, dar zic, am scrisoare medicală de la medicul reumatolog, nu ne interesează, probabil eu o să vă trimit la curtea de conturi asta și probabil că veți plăti medicamentele. Vreau să știu și eu, zic, ce valoare? Am zis și eu așa, 47.000 de lei. Zic, stați așa o clipă, că vreți să spuneți 470 de milioane vechi? Da. Doamna doctor, asta e ceva... Am beneficiat eu de medicația aceea? N-ați beneficiat, dar curtea de conturi o să decidă, cu alte cuvinte... Da, este... Deci, astea sunt. Pentru că este un protocol și cât timp a fost pandemie, medicul reumatolog, pe scrisoarea medicală, a zis foarte clar... Se va elibera de către medicul de familie acest medicament și am ajutat persoana acasă. Poate să îl ia, că este un medicament biologic și deci este foarte scump. Și acum, deodată, nu mai poate medicul de familie să le elibereze și să-mi impute mie medicația aceea. De ce? Bun, vrei să mă penalizezi? Penalizează-mă că nu știu ce, dar nu să plătesc eu medicamentele. Doamne... Da, deci mă întrebi, și sunt alte sâcăieli. Trebuie să-ți cumperi, medicul trebuie să cumpere biletele de trimitere pe care scrie. Le comanzi, le, da. Trebuie să le cumpere, mergi la casa de asigurări să le cumpere, da? Și altele. Sunt niște lucruri care nu sunt la... adică publicul larg nu le cunoaște. Eu, de exemplu, una m-am plictisit să le mai spun. Am fost și eu bătăioasă, apropo de da, așa, Luca, o vreme. Am mai văzut și eu că sunt multe ciudățenii, ca să nu am renunțat pentru că orică mă zbat, orică nu mă zbat, lucrurile vor merge exact așa cum se dictează. Am impresia că noi credem, suntem învățați să credem că statul ne ajută. Nu, trebuie să-și facă datoria. Adică, nu statul, autoritățile, că nu neapărat da, statul. Deci, nu, cred că sunt casa alte... de asigurări, casa de asigurări este un colector de bani, dau că e așa, da? De la tine, de la tine, de da? La tine, îi distribuie unde este necesar, pe spitale, pe laboratoare, pe medicina primară, cum suntem noi, pe medicina de alte specialități, dar banii sunt privați, sunt banii oamenilor. Speța asta de la... are legătură cu Casa Centrală de Asigurări, da, că nu da, ajung și nu da, fac. Da, deci... da, ceva trebuie făcut. Nu tragem noi semnale de alarmă că suntem prea mici, dar probabil că se vor gândi unii să sunt mai multe exigențe. Nu trebuie să așteptăm să se întâmple. Sunt prea niște... mulți oameni implicați în aceste situații pentru ca să se găsească cu adevărat o soluție benefică. Se vor găsi mici soluții subterane, dar nici într-un caz soluția reală a problemei nu va fi văzută, nu va fi... Deci este cu mâhnire, spun asta, știi? Chiar dacă da, tonul meu da, este mâhnit, dar asta e situația. Am pus o întrebare da. În general și am primit un răspuns care foarte ne doare concret. Cam pe toți. Foarte da. Concret, da. Așa pe final, dintr-o curiozitate personală, pentru că și mie mi se întâmplă să
merg, avem nevoie de medic sau chiar așa? La un meșter, ca la un meșter. Și să spunem cu mașina, dar mergi cu sănătatea, așa, la medic. Și sunt pacienți cu idei preconcepute, oricât ai... Adică el vine la medic doar ca să se afle întreabă. Așa mă duc, doar ca să-i afli părerea. Adică nu să ții cont de ai avut un pacient care, indiferent, sau ai, că medic de familie, mai dificil în sensul că aproape degeaba vine. El nu înțelege să țină cont de sfaturi. Și cam ceva de genul ăsta. Eu întreb lucrul ăsta pentru că suntem mulți. Nu doar eu însuși mă duc uneori și zic, las că știu. În mintea mea încerc să nu mă uit pe internet ca să aflu ce îmi spune doctorul, pentru că experiența umană este... va depăși și va fi întotdeauna altfel. Oricâtă poezie ar scrie inteligența artificială, tot aia scrisă cu inima va fi, care să ne mângâie sufletele. Deci despre pacientul atipic. Vine cu idei preconcepute, cât de greu e să schimbi niște prejudecăți în privința stării de sănătate. El bine poate e și ipohondru, poate și vrea să-i treacă, vrea să-i da. Să spun ceva. În momentul în care un om chiar vrea să fie consultat de mine, în momentul în care eu am închis ușa aceasta, da, sunt singură cu el în tot universul. Nimic nu mai există în afara noastră. Deci eu când îl consult, îl consult cu toată ființa mea, cu toată cunoașterea mea, cu toate cunoștințele mele medicale și terapeutice pe care le-am. Dacă pacientul înțelege și facem această conexiune, el va prelua din ceea ce eu îi transmit și se va gândi, poate nu va schimba imediat, și se va gândi la ceea ce i-am spus. Dacă el este în carapacea sa care îl bine izolează, este foarte greu ca să îi spui schimbă-ți optica. Ce sens are? Dar poate pleca de la mine cu o îndrumare. Poate pleca de la mine cu ceva ce i-a zdruncinat, poate o idee greșită, că e preconceput asta. Da. Nu mai contează. Asta e ce spun. Da. E un lucru necesar să avem încredere în medici, în medicina de familie, oricât ne-ar supăra pe oricare dintre noi vreun medic, că există în orice specialitate medicală foarte buni, foarte, nu sunt medici care, sau foarte rar, să nu dorească binele pacientului, așa cred eu. Dar toată dacă un stomatolog foarte bun mi-a stribit mie măseaua și așa și n-am avut succes, nu înseamnă că medicul ăla nu e bun. Înseamnă că sau nu înseamnă că toți stomatologii sunt, fac greșeli, să zicem, da? Sunt buni. Pe acest final aș vrea să îndemnăm pe telespectatorii Telemoldova Plus, dar pe toți pacienții când au vreo suferință, să meargă cu încredere la medicul de familie, oricare ar fi el, și să aibă și răbdare să-l asculte și să înțeleagă, așa cum ne-a spus doctor Ana Maria Bucur. Și știi de ce? Ca să avem cu toții o stare bună. Și pacientul să aibă starea bună și medicul să aibă stare bună. Aia e foarte să mulțumim telespectatorilor noștri pentru starea bună. Pe curând, dintr-o altă locație, Mangalia e un oraș mic, dar cu posibilități mari, ne mutăm într-un alt loc. Să rămână. Cele bune! La revedere!